Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Vorbim astăzi despre furtuna declanșată ieri în România în privința căsătoriilor homosexuale. În partea a doua a emisiunii de astăzi vom avea un interviu telefonic cu pastorul Viorel Iuga. Despre ce este vorba? S-au strâns peste 3 milioane de semnături pentru modificarea Constituției, astfel încât Constituția să prevadă faptul că familia se compune dintr-un bărbat și o femeie. În acest moment, Constituția României prevede faptul că familia este alcătuită din soți, lucru ce dă posibilitatea liberalizării căsătoriilor homosexuale. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, pastorul baptist Viorel Iuga, președinte al Uniunii Bisericilor Baptiste și al Alianței Evanghelice din România, alianță care înglobează cultele baptist, penticostal și creștin după Evanghelie, îi adresează următorul mesaj președintelui României, Klaus Iohannis. În calitate de președinte al României, vrem să spuneți clar și răspicat că sunteți de partea familiei, că sunteți de partea normalității și că nu doriți să lăsați în urma mandatului o țară cu mai multe păcate legalizate. Dacă nu ieșiți dumneavoastră să vă exprimați pro-creștinism, vom ieși noi să ne exprimăm pro-schimbare, inclusiv a dumneavoastră, mai scrie pastorul Viorel Iuga. Președintele Iohannis a răspuns miercuri într-o conferință de presă. În chestiunea modificării Constituției, încă nu este rândul meu să mă exprim, va veni puțin mai încolo. În acest context, este important să reiterez un lucru în care cred, pentru că eu, provenind dintr-o minoritate etnică și dintr-o minoritate religioasă, eu cred că trebuie să revenim la ce se numește toleranță și acceptarea celuilalt. Nu suntem toți la fel, nu toate grupurile etnice și toate grupurile religioase sunt la fel. Este greșit să dăm ascultare sau să mergem pe calea fanatismului religios și a solicitărilor ultimative. Eu nu cred în ele și nu le sprijin. Sunt adeptul toleranței, încrederii și deschiderii spre celălalt, a declarat miercuri Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni înainte de a pleca la Bruxelles la Consiliul European. Până aici, acestea sunt datele concrete din partea celor doi protagoniști. Să ascultăm acum comentarii și apoi interviul cu pastorul Viorel Iuga. Mai întâi, pastorul Cristian Ionescu scrie: Domnule Iohannis, pe mine nu m-ați dezamăgit, m-ați lămurit. Vorbesc în dreptul meu, poate al multora. Nu ați fost ales pentru flerul politic pe care nu-l aveți, poate tocmai de aceea. Nu ați fost ales pentru programul economic bine elaborat, pentru că nu l-ați avut și nici nu era un domeniu prezidențial. Lozincile cu lucrul bine făcut au sunat bine, dar nu au contat esențial. Oamenii au dorit un președinte cu trecut curat, cu o mentalitate corectă și o ținută a lui și a familiei cucernică. Pentru că oamenii s-au săturat de mizerie la propriu și la figurat. Oamenii au vrut să fiți un model de etică și moralitate, un nou standard românesc de a face politică. Domnule Iohannis, până la urmă, ce înțelegeți dumneavoastră prin toleranță versus fanatism religios? Proiectul de amendare a Constituției României nu cere încarcerarea sau criminalizarea homosexualității. Proiectul de amendare a Constituției României cere să nu pângăriți o noțiune sacră, să nu atribuiți unui stil de viață care contrazice logica geneticii umane, istoria civilizației și valorile iudeo-creștine enunțate în Biblie. În schimb, să vă văd, domnule Iohannis, cât de mult veți îndemna la toleranță forțele malefice ale comunității represive LGBTQ, lesbiene, gay, homosexuali, bisexuali, transexuali și cei care încă nu și-au definit sexul, atunci când își vor impune ideologia și vor cere altora împotriva conștiinței lor să-i accepte, să-i servească și să-i celebreze. În Europa și în America, domnule Iohannis, demnitari, pastori, proprietari de afaceri au fost fie încarcerați, fie amendați, fie brutalizați, pentru că nu au vrut să-i recunoască pe desfrânați drept familie. Cel puțin 3 milioane de români, fanatici, între ghilimele, s-au pronunțat și se vor pronunța în favoarea adevărului, decenței și normalului, scrie pastorul Cristian Ionescu pe blogul său Popas pentru Suflet. Pe de altă parte, adevărul.ro titrează: Klaus Iohannis se declară împotriva fanatismului religios. Societatea trebuie să revină la toleranță și la acceptarea celuilalt cu bune și rele. Relu Adrian Coman, primul lider al asociației Accept România, care militează pentru homosexuali, este primul român care a cerut autorităților române recunoașterea mariajului său cu un bărbat. Căsătoria încheiată la Bruxelles în anul 2010 între Relu Adrian Coman și Robert Clebord Hamilton, cetățean american, a ajuns pe masa judecătorilor de la Curtea Constituțională, care a amânat pentru săptămâna viitoare, pe 27 octombrie, pronunțarea. În punctul oficial de vedere emis în februarie, guvernul Cioloș consideră că excepția de constituționalitate ridicată de cuplul gay urmează să fie respinsă ca neîntemeiată.
Căsătoriile dintre persoane de același sex, încheiate sau contractate în străinătate, fie de cetățeni români, fie de cetățeni străini, nu sunt recunoscute în România. Dispozițiile legale privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rămân aplicabile, se mai arată în răspunsul salutar al guvernului Cioloș, citat de adevărul.ro. Mircea Levi Brădeanu pe Newsnet Creștin scrie: există foarte multe tipuri de corupție în România. Da, cea cu furtul de voturi de la Teleorman este doar un tip. Mai grav decât acel tip de corupție, de acel tip de furt de voturi, este să lași impresia că ești creștin, să pozezi prin biserici, case de rugăciune, ca să-ți atragi simpatia, dar în realitate să ai o agendă clar împotriva bisericii și a lui Dumnezeu, pe care să o pui în practică pas cu pas. Om fi noi creștini evanghelici fundamentaliști, dar dumneavoastră, domnule Klaus Iohannis, cum sunteți când vă luptați împotriva lui Dumnezeu, a valorilor sfinte și înșelați milioane de români care, dacă știau ce valori aveați, nici la Sibiu nu vă mai lăsau? Domnule președinte, ne rugăm ca Dumnezeu să intervină și să vă oprească din ofensiva împotriva valorilor lui. Nu vrem ca România să devină Sodoma. Dumnezeu să păzească România, mai scrie Mircea Levi Brădeanu. Pe același site, Iulian Capsali își prezintă punctul de vedere. Sper că președintele Iohannis nu a ajuns o rotiță globalistă în fruntea statului cu procentul cel mai mare de credincioși creștini din Europa. Nu înțeleg. Președintele Iohannis i-a făcut pe cei 3 milioane de oameni maturi, ortodoxi, catolici, protestanți și neoprotestanți, mozaici sau musulmani, care au semnat pentru definirea familiei în Constituție ca fiind căsătoria dintre un bărbat și o femeie, adică aceea care poate perpetua neamul acesta și întreaga umanitate, ca fiind doar niște bieți fanatici religioși? Împingerea relativismului până la considerarea normalității ca fiind fanatism este tipică activiștilor Soros împânziți în toată lumea. Modificarea limbajului este moartea libertății de a gândi altfel decât în șabloane dictate ideologic. Aici se ascunde de fapt perversitatea totalitarismului, mai scrie Iulian Capsali. Și tot pe site-ul Newsnet Creștin, Lucian Oniga analizează situația scriind: în tot răul este și un bine. În primul rând, e rău că pastorul Viorel Iuga nu a fost foarte inspirat în alegerea celor mai potrivite cuvinte în formularea mesajului adresat președintelui Klaus Iohannis. E bine că mesajul a intrat în gura presei centrale, tocmai datorită formei în care a fost scris, determinând chiar și un răspuns din partea destinatarului. E rău că președintele Iohannis a răspuns total neinspirat, numind calea fanatismului religios demersul celor 3 milioane de români care au semnat pentru clarificarea articolului 48. E bine că măcar acum știm exact care este poziția dânsului în această chestiune și că nu ne putem baza pe președintele României. În al treilea rând, e rău că poziția domnului Iohannis o să fie muniție pentru PSD, ALDE și altele contra a tot ceea ce a făcut bine președintele. E bine că PSD, ALDE și alte partide o să ajute la aprobarea în Parlament a demersului pentru referendum. E rău că pastorul Viorel Iuga a forțat un răspuns din partea domnului Iohannis în prag de alegeri și referendum, dar e bine că întâmplarea a înviat discuția publică pe subiect și că va mobiliza și mai mulți fanatici religioși să iasă în stradă și să se lupte pentru referendum, fanatici religioși între ghilimele. În ultimul rând, e rău că Washington Post l-a făcut pe Iohannis promotorul toleranței și acceptării căsătoriilor homosexuale. E bine că Iohannis va învăța, sper, să comunice mai bine pe viitor, mai scrie Lucian Oniga. Acestea au fost câteva puncte de vedere prezentate în mass media, stimați ascultători. Acum să vedem poziția pastorului Viorel Iuga. În continuare, un interviu telefonic cu pastorul Viorel Iuga. Aș vrea să fac câteva precizări. Prima precizare este că noi am trimis domnului președinte o scrisoare oficială din partea Uniunii Bisericilor Creștine Baptiste din România, prin care, după ce apreciem anumite lucruri bune care s-au făcut în procesul acesta de schimbare a articolului din Constituție, îi mărturisim că ne întreabă credincioșii noștri care este poziția domniei sale, care este poziția celor care au fost aleși de noi. Deci la scrisoarea oficială, noi așteptăm în continuare un răspuns oficial. Scrisoarea oficială a fost făcută și din partea Uniunii Baptiste și din partea Alianței Evanghelice, pe care o reprezint la ora aceasta. De cealaltă parte, vorbim de un articol pe care eu l-am publicat pe pagina mea de Facebook,
în care, da, i-am atras atenția, eu zic cu respect, dar cu fermitate, i-am atras atenția că dumnealui ar trebui să se exprime în fața poporului pe problema familiei. Cred că puțin lucrurile s-au încurcat și probabil și întrebarea, felul în care a fost pusă întrebarea de reporter, și de aceea și răspunsul a venit încurcat și eu nu aș vrea să comentez foarte mult răspunsul respectiv, pentru că nici nu știu la care din întrebarea a dat dumnealui răspunsul în a doua parte, o vor lămuri alții, dar aș vrea să spun următorul lucru care ar trebui să-l înțeleagă domnia sa și să-l înțeleagă toată clasa politică din România și fiecare român, indiferent de orientare, convingeri religioase și așa mai departe. Aș folosi următoarea expresie: familia este o instituție patentată. Deci nu am hotărât noi ce este familia, cum se întemeiază familia, care este scopul familiei. Familia este o instituție pe care a hotărât-o Dumnezeu. Și o să folosesc termenul acesta, poate îi ajută pe unii. Dumnezeu a patentat familia și nu ne putem permite să schimbăm în cadrul familiei absolut nimic. Așa cum spunea, eu sunt în trafic și mă uitam că în fața mea este o mașină Renault. Chiar asta era în fața mea. Imaginați-vă că într-o zi, ar spune cei de la Renault, de azi înainte ne schimbăm sigla și ne vom numi Mercedes sau Volvo sau orice altceva. Deci noi nu ne putem permite, și interesant că sunt aspecte în viață când pentru lucruri mărunte oamenii trebuie să plătească foarte mult pentru că și-au permis să schimbe ceva, să fure ceva, să denatureze ceva ce nu este a lor. Cam așa stau lucrurile din perspectiva mea în ce privește familia. Dumnezeu a hotărât ce este familia, noi trebuie să rămânem lângă ce a hotărât Dumnezeu, vrem altfel de legături, să le numim cum vrem, să le patentăm noi în felul nostru, și practic noi ce așteptăm de la președintele României și de la clasa politică? Nu să voteze în locul nostru, nu trebuie neapărat să influențeze într-o anumită direcție. La urmă urmei pot avea libertatea lor de conștiință, dar oamenii români, peste 3 milioane de cetățeni ai acestei țări și lângă ei mulți alții, s-au exprimat în scris că vor un referendum prin care să se ajungă, să se precizeze foarte clar în Constituția țării noastre ce este familia. Nu cred că președintele, clasa politică sau cineva are dreptul să priveze națiunea de aspectul acesta. Ceea ce aștept eu și așteaptă mulți alții este să nu mai fim sabotați în procesul acesta, procesul să decurgă în regim de urgență, pentru că am fost sabotați până acum, și să lăsăm poporul român să se exprime și noi vom respecta votul poporului român, dar nu cred că cineva își poate permite într-o societate democratică să neglijeze și chiar aș spune să încerce să își bată joc de voința celor care spun da, în societatea noastră, la ora aceasta, vrem în Constituția țării definiția familiei să nu poată fi interpretată de nimeni cum se dorește decât ceea ce este ea. Aș avea o întrebare. Dacă totuși președintele Klaus Iohannis susține homosexualii? Este problema dumnealui. Noi nu putem să impunem nimănui să schimbe convingerile morale sau religioase. Dacă dumnealui susține o asemenea categorie de oameni, este o problemă personală, își asumă responsabilitatea și în fața țării și în fața lui Dumnezeu. Noi nu încercăm la ora aceasta să-i schimbăm convingerile religioase sau morale ale dumnealui. Noi cerem în virtutea prerogativelor care le are și a posibilităților care le are ca șef al statului să respecte legea și să facă tot ce depinde de domnia sa ca procesul pe care Coaliția pentru Familie a demarat să meargă în mod normal și poporul să se poată exprima. Una din durerile mele mari este că noi de bună credință, după ce CCR-ul a spus că procesul merge pe calea normală, noi am crezut că totul se desfășoară chiar normal, ca să aflăm în urmă cu foarte puțin timp că, de fapt, decizia nu a fost
dată mai departe și că noi am fost păcăliți, așa spus pe românește, furați de aproape 60 de zile, timp în care legătura să ni se dea, să se dea drumul la hârtie mai departe. Deci CCR-ul ar fi fost obligat de lege în 30 de zile să dea drumul la hârtia scrisă mai departe, ca ea să-și urmeze procesul normal. Dacă ar fi avut bunăvoință pentru cazul acesta, care este un caz național, putea să ia drumul chiar mai repede, dar surpriza noastră a fost să aflăm că, de fapt, nu s-a dat drumul în cele 30 de zile, că au mai trecut 50 de zile până ne-am dat noi seama că și la nivelul respectiv lucrurile decurg oricum numai normal, nu? Și aici este durerea noastră și în același timp venim cu rugămintea pentru cei care sunt în măsură să facă lucrul acesta, ca procesul acesta să intre în regim de urgență și odată cu alegerile să avem posibilitatea să chemăm națiunea și la referendumul propus. Foarte interesant, scrisoarea dumneavoastră a provocat o furtună. Partide sau reprezentanții unor partide care nu susțineau valorile familiei, acum susțin valorile familiei folosindu-se de aceasta ca o minge ridicată la fileu împotriva președintelui Iohannis. Dar important este că s-a demarat o dezbatere pe tema familiei. Încotro credeți că vor merge convingerile românilor în ceea ce privește familia? Noi la ora aceasta presupunem, aș spune eu, în direcția bună pe cel puțin două argumente. Coaliția pentru Familie nu este o inițiativă religioasă, nu aparține unei biserici, ci este o acțiune civică care îi pune împreună, îi aduce împreună pe toți cetățenii țării. Faptul că prin Coaliția pentru Familie, fără eforturi deosebite, absolut într-un proces normal și lejer, s-au adunat peste 3 milioane de semnături, ne dă curajul să credem, să sperăm că dacă va fi un referendum, cetățeanul român se va exprima pentru normalitate, pentru familia tradițională, așa cum o știm noi. Pe de altă parte, pentru că vorbeam de două motive care le avem și care ne dau speranță, faptul că se încearcă să fim sabotați și am fost sabotați și, cum spuneam, nu mi-este greu să repet, am fost furați de zilele respective, aceasta îmi dă de gândit că și cei care sunt împotriva normalității și împotriva familiei se tem ca să-i vadă pe cetățenii români la vot, ca să poată să se exprime, pentru că și ei își dau seama că cetățeanul român la ora aceasta va vota pentru normalitate. Așa că de aici vine zbaterea noastră și încercăm să facem tot ce depinde de noi ca procesul acesta să se deruleze în regim de urgență și, cum spuneam, cetățenii țării să aibă posibilitatea să-și exprime punctul de vedere vis-a-vis de această chestiune majoră. În anul 2006, în urmă cu 10 ani, Alianța Familiilor din România a inițiat un demers similar cu cel actual și atunci respectivul demers a căzut din cauza Sibiului, unde primar era chiar domnul Klaus Iohannis, care a tăiat cu mâna lui, nu mai știu, trebuia să fie vreo 20.000 de voturi la Sibiu, au fost vreo 23.000 și a tăiat vreo 3.500 ca să intre sub și a căzut întregul demers din cauza domnului Iohannis în urmă cu 10 ani. Se repetă aceeași formulă și acum? Nu știu dacă se repetă. Nu vreau să mă duc pe informațiile acestea, dar aș vrea să spun următorul. Eu nu cred că suntem într-o societate în care un singur om are dreptul de a schimba ceea ce dorește o națiune. Ar fi chiar tragic să gândim în felul acesta. Eu cred că părerea mea personală, eu cred că trăim într-o lume în care există o caracatiță întreagă la nivel mondial care luptă împotriva familiei. Sigur că ea își întinde tot mai mult tentacolele și înspre țara noastră. De aceea dorința noastră este, dincolo de încrederea în Dumnezeu, care este și rămâne pentru că El este suveran, dorința noastră este să se exprime națiunea. Și
Vom vedea care va fi votul națiunii. Datoria noastră la ora aceasta este să ne rugăm și să facem tot ce depinde de noi ca să se ajungă la referendum și poporul să se poată exprima în mod liber. La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune pentru președintele Klaus Iohannis în mod special, dar aș vrea totuși să vă mai întreb de ce homosexualii, care nu reprezintă decât maxim 1 sau 2% la nivel global, au o asemenea forță de influență? Pentru că au o agendă foarte bine stabilită, luptă din toate puterile pentru implementarea ei, au știut să se infiltreze foarte bine la nivel înalt, au știut să acapareze foarte mult mass media. Acestea sunt aspectele, să spun, pozitive din partea lor vis-a-vis de agenda lor, pentru că ei cred în ceva și luptă cu tot ce au și cu tot ce pot pentru implementare. Partea cea mai dureroasă este slăbiciunea creștinismului, pasivitatea noastră, inactivitatea noastră, în anumite ocazii ne ascundem în spatele unei spiritualități care nu are nimic de a face cu spiritualitatea adevărată și cu Scriptura și cumva vrem să-L lăsăm pe Dumnezeu suveran, planul Lui se va împlini oricum. Comentam și ieri anumite aspecte la unele întrebări de genul acesta și spuneam, interesant, când este vorba de viața noastră, de sănătatea noastră, de banul nostru, atunci uneori apelăm și la mijloacele care nu au de-a face cu creștinismul autentic, tocmai pentru că gândim că ține și de noi. Iar când este vorba de binele unei națiuni, dintr-o dată devenim foarte spiritual și lăsăm pe Dumnezeu să fie în control. Da, eu cred că Dumnezeu este în control, dar cred că suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu de felul în care stăm de partea Evangheliei, stăm de partea adevărului și suntem responsabili de felul în care folosim pârghiile în societatea aceasta în care ne-a așezat Dumnezeu. Dacă nu am avea niște pârghii democratice, poate că ne-am mulțumit cu alte lucruri, dar câtă vreme încă le putem folosi, eu zic că trebuie să le folosim. Să înălțați o rugăciune către Dumnezeu pentru președintele Klaus Iohannis, pentru mișcarea homosexuală și pentru întreaga țară. Părintele nostru bun și veșnic, îți mulțumim că Tu ești suveran, ești pe tronul Universului și îți mulțumim că lucrurile sunt în controlul Tău și sunt în mâna Ta. În același timp îți mulțumim pentru favoarea, privilegiul care ne-ai dat să cunoaștem adevărul, îți mulțumim pentru Sfânta Scriptură, îți mulțumim pentru felul în care ne-ai ajutat să o înțelegem și Te rugăm prin Duhul Sfânt, ajută-ne să o înțelegem corect și dă-ne putere să o trăim și în același timp, cum ne-ai poruncit, să o mărturisim și altora. Ne-ai așezat în țara aceasta cu atâtea lucruri frumoase și îți mulțumim pentru ea. Te rugăm așa cum ne-ai învățat Tu pentru cei înălțați în dregătorii, binecuvântă-i. În mod deosebit te rugăm pentru președintele țării, să-i dai în continuare sănătate, înțelepciune, să-i dai și putere, Doamne, de a cunoaște adevărul și în același timp să-i dai putere să rămână lângă adevăr. În același timp te rog, binecuvântă-i pe toți ceilalți care sunt în funcție de conducere și ajută-i, Doamne, să folosească ocazia aceasta în onestitate ca să se poată exprima națiunea așa cum crede ea în inima ei și cum credem conduși de cuvântul Tău. Binecuvintează, te rog, fiecare cetățean al țării acestei, binecuvintează fiecare familie din România, binecuvintează copiii și tinerii. Doamne, dincolo de ce se întâmplă în locurile înalte, te rog, întoarce fața noastră înspre Tine, fă ca în fiecare casă, în numele Domnului Iisus Hristos să fie cunoscut, prețuit și respectat. Binecuvântă adunările din România, toate bisericele unde oamenii se adună să se închine și ajută-ne să ne adunăm în jurul lui Hristos cel viu și fă ca în adunările și bisericele din țara noastră cuvântul Tău să aibă locul de cinste, El să fie înțeles corect, transmis corect și trăit corect. Îți mulțumesc că indiferent ce vor să facă oamenii, până la urmă, soarta noastră și vremelnică și veșnică este în mâna Ta. Pe noi ajută-ne să rămânem cu fruntea sus, cu spatele drept, iubindu-Te pe Tine și proclamând adevărul sfânt. Amin. Amin. Mulțumim frumos, stimați ascultători. Am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Viorel Iuga, președintele Uniunii Bisericilor Baptiste din România și președintele Alianței Evanghelice din România. Am discutat despre ultima dezbatere publică prin care pastorul Viorel Iuga i-a solicitat în mod clar președintelui Iohannis să-și exprime poziția în privința familiilor și în privința mișcării homosexuale, la care președintele Iohannis a răspuns
să citez, este greșit să dăm ascultare sau să mergem pe calea fanatismului religios și a solicitărilor ultimative, ceea ce majoritatea comentatorilor au înțeles că Iohannis ne-a făcut fanatici religioși pe toți cei care susținem familia. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!